Ceva întâmplări cu lupi sau cu urși ați avut? Da, si, si. Și nu știu la ce bun atâta urs în România. Bă, să le fac o rezervație, 2, 5, 10 rezervații în România și bă, mă, pe acolo nu mă duc. Dar-ți vin în proprietate, te omoară, tu n-ai nici drept la replică, nici măcar să despăgubiri. Nu dă nimeni, niciun deștept nu se gândește în minister să dea o lege pentru despăgubirea morților, că sunt atâția oameni morți pe urma atacului ursului, nu? Eu aș vrea să-i văd cum vin. Eu nu din răutate zic, bă, îți de acord și cu luxul și cu mall-urile și cu tot, dar e mult. E mult. Bă, postezi tu că are 10.000 de euro poșetă și postezi. Bă, vină mă și dă la știri și grajdiu meu, că nu mi l-am făcut de atâția ani, de exemplu, da? Și mulți ca mine. Bă, mai dă la știri și ceva de la lumea de jos, năcăjit. Îmi postează pe toate vedetele acolo sau ce ori fi ele. Că acolo e și străinătatea, vai de mine, se plătește, corect, dar și muncesc. Cum a trecut granița românașă noștri, li s-au strâns chiloții pe funduleț, eu vă spun realitatea, nu arunc un chiștoc, nu arunc nimic, dacă e la ora 4, drept, drept stă așa, la tine dacă te duci la 10, la el, și îl chem la lucru, se întoarce pe partea alaltă cu niște ochi așa, bă, omule, și acolo e planton, flămând, mort, cop, lucrează. Când a venit în România, iar, hai să aruncăm ce avem în buzunar în România, cât ori coșul de gunoi. Astea suntem, ce să mai? Eu ce să zic, către ăștia care fac legi și se ocupă de, așa a zis, că se ocupă de noi. Bă, dacă nu ne-a ajuns, măcar nu ne încurca. Bă, nu te pricep deloc. Lasă-mă în pace, dar nu mă încurca. Că la noi asta e o problemă. Bă, dacă merge ceva sau... oare ce aș putea eu face ceva să mă dau interesat? Dar de fapt eu îl încurc pe ăla. Încă un sfat pentru tinerii care vor să înceapă să crească animale. Ce sfat să le dau la tineri? Trebuie să fie prima dată să aibă dragoste de animale. Deci primul lucru, dacă are o înclinație către animale, să se apuce. Va fi greu, un an, doi, trei. Dar prin ambiție, la vremurile astea, acum, se poate trăi din animale. Se poate trăi. Deci ne bate Dumnezeu, dacă zicem. Eu văd prin asta, prin creșterea animalelor, acum, în momentul de față, tinerii, dacă s-ar instala, instalarea tinerilor, să-i ajute autoritățile, toți factorii responsabili, să instaleze, care au și înclinații, vă spun, își fac și familie frumoasă și muncesc pentru ei. Eu asta le-am spus la mulți. Bă, munciți pentru voi. Munciți pentru voi, mă. Bă, e greu. Azi e greu, mâine e greu, poi mâine. Dar vine și soarele, mă. Vă cunosc, mă, după cum le strigați. Aveți? O, astea. Nu știu, astea, da? Ești stăpânul lor. Dacă toată ziua sunteți pe lângă ele. Știi că eu le dau boabe, eu le... Nu vi-i frică că o să vină lupul pe aici? Da, lupul, ursul. Am timp, este tot. Umblă lupul, umblă, dar nu, n-am avut necazuri. A, sunt care asta are pulvă bună, că la sfârșitul lunii fac. După 20 prind am fătat. Ceva întâmplări cu lupi sau cu urși ați avut? Da, si, si. Am avut, dar drepte să vin aproape așa să-mi sară într-un an. Mi-a intrat acolo, acolo aproape de Saivan, într-o... Iarna era aproape târziu. Dar nu mi-a stricat nimic. Așa, pe deal, s-a agățat una sau
mi-au mai mâncat ursul. Dar așa să am probleme, într-un an mi-a sărit acolo, eram cu rulota, dormeam și... Dar am sărit, nu mi-a stricat, nu a sărit în coșer. O sărit lupii în grădină și aveam coșer acolo. Și am sărit și o rupt coșerul pe parte, toate oile s-au trântit în parte din coace. Și s-a speriat și a fugit? Băi de mine, dar a fugit pe râpa aia la deal acolo, că abia le-am strâns, așa s-a speriat. Am avut noroc că s-a rupt coșarul pe parte tot. Ele când s-a trântit, nu s-a rupt un lat, două. S-a rupt tot odată. Și nu mi s-a... Dar nu a dus niciuna lupă, nu, a sărit câine. Dar am fost prea lângă drum, vremea urâtă, știi. Nu pot să zic, și în munte umblă, dar dacă ai câini buni, nu. Nu pot să zic că mi-au s-au apropiat de coșare, ursul sau lupul, n-am avut. Acolo au intrat în grădină, au venit pe părău, câinii mâncau la troacă, era seara, oameni, băieți, eram la masă, atunci am ajuns. Și-o zis că venea Costel, acum ați-o sărit, soaica au fost aici. Au intrat prin părău, au simțit-o un câine, ăla ce e acum legat, era cățel. Așa s-o speriat că n-avea un an, că o jumătate de zi s-o pișat, a doua zi și noaptea. Da, acum ai format, da, am umblat ursul, toamna asta, fest, da? Aici urșesc ca... Te întâlnești cu un om la o săptămână pe deal sau la două și cu urșe te întâlnești de 4-5 ori pe zi. Deci nu mai... Și cum? Nu sunt victime, adică na... Sunt ursul... aduși din ăștia, mai ales pe partea asta de jos, de ăștia care îi aduce de prin alte părți. Nu sunt învățați să atace animalele, dar dacă are ocazia, să apucă de treabă, nu-i problemă. Și nu știu la ce bun atâta urs în România. Bă, să le fac o rezervație, 2, 5, 10 rezervații în România și bă, mă, pe acolo nu mă duc. Dar-ți vin în proprietate, te omoară, tu n-ai nici drept la replică, nici măcar să despăgubiri. Nu dă nimeni, niciun deștept nu se gândește în minister. Să dea o lege pentru despăgubirea morților, că sunt atâția oameni morți pe urma atacului ursului, nu? Da, dacă trântește o mașină un urs sau tu, dacă îi faci ceva, vai de mine, hai să-l legăm pe ăsta că ce-a omorât. Un urs care face victime, adică ce să mai discutăm, valoarea omului zero și ăștia ne conduc. Adică n-au în cap aproape nimic. Oameni ca și legat de sentimentul față om de om. Am înțeles. Oameni ca și dumneavoastră, ca și mulți alți crescători, care sunt crescători adevărați, ei ar trebui să ne conducă, să fie și oameni care sunt trecuți prin viață și învățați cu greutăți și cu creșterea animalelor. Ei ar trebui să conducă și să zică legi. Sunt în minister ajunși de la talpă, sunt o parte ajunși acolo, dar nu pot. Eu am cunoscut, am cunoștință de așa ceva. Să duc cu probleme reale, cu probleme reale. Mi îmi spunea cineva, unul de pe la minister odată, zic, care vine la noi și ne spune ceva, noi nu știm, o zic că nu-l putem contrazice, că nu cunoaștem în teren nimic. Și atunci de ce nu vă trebuie oameni care au crescut la animale? Vom fi și noi, cum vom fi, mai înguși la minte, sau știu eu cum ne cred, dar nu suntem chiar așa. Nu, dacă n-ar fi birocrația și prostia asta în țara asta, eu cred că noi eram de mult sus, numai nu se vrea. Eram sus, că românul muncește, inventiv, îi place, ia dă, stimulează-i. Acum, cu prețurile astea la oi, sunt nebuni, nu mai vinde nimeni nimic. Numai reforme și ce cresc mieluță și care mai de care să concurează, în care să scoată. Că n-avem marfă la nivel de oaie în România, că calitate. Am umblat prin, nu chiar așa de mult, dar am umblat prin multe turmi de oi, dar am văzut că România a progresat puternic în privința creșterii oilor, dar mulți din pasiune, or fi și banii la mijloc, nu-i tot una. Eu am avut 400 mari, acum am în jur la 300 cu totul. De ce? Că e iarna lungă la noi. Nici nu sunt aproape de câmpii undeva să mă duc la 50 de kilometri, să-mi permit să mă duc pe Miriști, pe... Aș ține 1000 și eu aici, nu? M-aș lăsa de vaci, mie mi-s mai dragi oile. Dar sunt zone, am grădini unde trebuie să pășunează vacile,
Izlazul e de așa natură în munte că dacă nu ai oi, nu ajungi pe locurile unde sunt abrupte pențele, nu-ți pășunează vaca niciodată și ăla deja e teren sălbătăcit, nu mai ajunge, nu mai are calitate, oaia ți intră peste tot. Cu lâna ce faceți? Să vă arăt? Fânarul ăla îl vedeți acolo? Am vă 800 de lâni acolo. Aia de pe munte am îngropat-o de astă vară. Un singur an am dus-o la Sibiu și mi-a dat un leu pe calitatea întâi și 50 de bani pe a doua. Asta e. Deci am luat pe o mașină, m-am dus cu o mașină întreagă, am luat 800 de lei. N-am băgat motorină de 2 milioane jumate, cred că mai mănânci. Și am plătit 18 milioane la tuns. Da. Era 5 lei de oaie, la. Na. Deci poate și ar trebui și o treabă de asta, de procesarea lânii. Nu cred că n-ar funcționa. Să se facă... Ar funcționa, dar de ce funcționează ăla din Sibiu? Că e un turc. Face ca niște deci băloți așa, foliază și îi trimite afară și acolo procesează la ei și iasă sub altă formă, sub alte prețuri. La noi, nu cred că se vrea. Acum e moda asta cu repede, vedeți că și eu am o căciulă tot, care nu-i drept de oaie în cap, dar de astea purtăm. Asta e că, nu știu, sunt multe lucruri de pus la punct. Eu zic că dacă se duce lumea așa cum e, va fi un haos, vor veni vremuri grele și probabil o să se întoarcă care o să mai vrea și o să mai poată, da? Multe terenuri sunt părăsite, sunt împădurite, sunt fără valoare. Nu mai poți face nici pășunii din ea, nici cosire. Și am zis că o să vină vremea când oamenii o să sape și cu unghiile, mă, să-și pună ceva, să aibă ceva ce să mănânce. Nu știu dacă o să prindă, eu aș vrea. Chiar dacă va fi greu, eu o supraviețuiesc. Eu aș vrea să-i văd cum vin. Eu nu din răutate, zic, băi, îți de acord și cu luxul și cu molurile și cu tot, dar e mult. E mult. Bă, postezi tu că are 10.000 de euro poșetă și postezi. Bă, vină bă și dă la știri și grajdiu meu, că nu mi l-am făcut de atâția ani, de exemplu, da? Și mulți ca mine. Bă, mai dă la știri și ceva de la lumea de jos năcăjit. Îmi postează pe toate vedetele acolo sau ce ori fi ele. Eu n-am nimic cu ele, dar sunt atâtea știri și atâtea programe la televiziunile astea că puținii care vorbesc de... Hai pe la viața totul, mai vezi câteva probleme de agricultură. Și alea... un program foarte scurt, dar în rest, dacă este un caz, bombă, 7 zile dimineața, mai aproape la amiază, amiază, după amiază, noaptea, dimineața, iară, 7 zile pe ăla îl spune că ce-a făcut și cu cazul și... Bă, ce mă interesează pe mine? Se promovează negativul în țară, deci eu vă spun. O, eritu? Salut! Ce să-l promovează? Ei la televizor? Se mai promovează la televiziunile alea care sunt despre agricultură, cu Agro TV-ul, cu ăștia. Deci sunt niște treburi bune acolo. Dar să meargă în inima năcazului. Și să vedeți că sunt oameni năcăjiți, dar fericiți. Năcăjiți zic așa că-l vede omul că e năcăjit, dar el e mai fericit ca ăla care are poșeta aia de 10.000 de euro. Aia se apucă de droguri, se apucă de o lasă bărbatul sau o înșală, prostii din astea. Nu. La ce ne folosește nouă alea? Una, nu dă bine deloc la tineret și la ceea ce ne înconjoară. De ce dai tu tot negativ, negativ? Păi promovează ceva pozitiv. O fabricuță, s-a deschis o fabricuță, s-a făcut, ăla a făcut o investiție, uite ce a reușit ăla. Nu. Noi spunem că nu știu ce țări, sate din Moldova s-au omorât, s-au violat. Bă, da, nu mai știre din astea negativiste. Deci eu nu mă uit, nu mă mai uit că... Nici eu nu mă mai uit ani de zile, adică de ani de zile nu mă uit la televizor. Cu videxul ăsta al lor, eu când aud și pe mașină când merg, mă opresc, mă, pun unei muzică, nu contează ce muzică e. Pun. Salut, salut. Și este loc de bine în țară la noi, da? Așa se vrea, n-avem conducători.
De ce trebuie să câștig eu proiect cu banii finanțați de guvernul Ungariei? Zic și eu. Nu numai eu. S-au luat oi, s-au luat tractoare, s-au luat tot felul de lucruri, da? Vă dau un exemplu. Adică ăla investește. Bă, că zicea că e naționalist. Nu contează. Are sânge în instalații, Victor Orban are. Nu-i calcă cine vrea prin țara lui și face ce vrea. Noi, sărumâna, stăm într-un punct geostrategic. Deși dacă are alte comunități în alte țări, el ajută. Da. Păi m-a ajutat pe mine, nu mă cheamă Ianuș sau Giuri, mă cheamă Costel. Și nu numai eu, și Bistrița și Mureș au proiecte, au tractoare pe guvernul. Adică tu, stat român, nu-mi finanțezi nimic și ăla îmi poate da 70%, nu? Bă, hai să o luăm și așa, că eu nu sunt nici cu ungurii, nici cu români, eu sunt cu dreptatea. Eu stau aici numai maghiari, am vecini. Dar nu avem nicio treabă. Și credeți că ei suportă pe conducătorii lor de atâția ani? Exact cum s-a noștri așa și-a lor, care-s la guvernare. Dar din afară eu așa văd lucrurile. Mă, sunt și alte posibilități. Am băieți plecați de aici, din vecini, s-au căsătorit acolo și-au luat casă la tineri căsătoriți. Le-au făcut niște facilități, niște nu știu ce. Ce face la noi, mă? Bă, îți dă niște lemne pentru tine căsătoriți. De ce nu este un program de la guvern pentru instalarea tinerilor să le dai, băi băiate, hai să-ți dau 100 de oi și, sau 10 vaci sau 20 de. Că noi dacă nu stimulăm astea gospodăriile mici, suntem ratați. Deci, mă, ăla nu-l mai scapi la ajutor social, nici la moarte, adică nu moare de foame. Mă, ăla nici nu-ți cere, unul care are gospodărie, nu-i ai grijă, nu-i dai ajutor social, dar lasă-l în pace. Dar ei nu, peste tot se distrugă. Bă, de ce îl distrugi pe ăla cu 5 vaci? Dă-i pace, mă, ăla vinde 5 lei și ce cumpără? Ghiozdan la copil? Își ia pâine în casă, își plătește curentul, mai bea o bere, cine știe ce face, dar nu se duce la stat sau nu se duce în străinătate să împingă căruțele ăștia. Că acolo și străinătatea, vai de mine, se plătește corect, dar și muncesc. Cum a trecut granița românașii noștri, li s-au strâns chiloții pe funduleț, eu vă spun realitatea, nu arunc un chiștoc, nu arunc nimic, dacă e la ora 4, drept stă așa, la tine dacă te duci la 10, la el, și îl chem la lucru, se întoarce pe partea alaltă cu niște ochi așa. Bă, omule. Și acolo e planton flămând, mort cop, lucrează. Când a venit în România, iar hai să aruncăm ce avem în buzunar în România, că doar e coșul de gunoi. Astea suntem, ce să mai. Nu sunt nici eu atât de civilizat, dar am văzut ce se întâmplă. Am oameni de aici, se duc prin străinătate 3-4 luni. Li dă bani, nu zic că nu li dă bani, dar străinul ce ar face fără noi? Fără alții ca noi, albanești și alți. Ce ar face? N-ar veni la noi să cumpere din România? Noi îi ținem pe ei. Trimit românii bani în țară, să nu intri în mall-uri fără certificate. Adică tu, mă bandiților, îți lucrează român acolo, îți trimite bani acasă la copii, la nevastă, la tată, la mamă. Mama, tata, fratele, nevasta, îți duce în mall. Și să faci un circuit închis al lor. Adică nu mai intră banul în România, dar se duce înapoi, așa. Se duce înapoi, da. Ca un sens giratoriu, n-au nicio treabă. Nu să adeptul, bă, vai de mine, că, bă, fiecare să se ducă. Sunt care și-au făcut afaceri prin străinătate. Dar nu ridicăm în slăbi pe toți și noi suntem ultimii. Că aud pe unul că nu promovează bălegarul dacă vrea să ia lapte din sat. Bă, dar du-te la un om care mulge curat, că nu mulg, sunt 100 de gospodării, 50 mulg murdar sau 70, dar găsești. Nu-mi spui tu că cumperi cu 7 lei sau cu 5 lei laptele, că nu, știți? Niște chestii din astea, dar v-am zis eu mai devreme că laptele ăsta e făcut pentru cei care trebuie să moară mai repede ăla din comerț și ca să nu trăim mult, nu ne lasă să consumăm tradițional de-a nostru, de la... Asta e, deci sunt multe aspecte care... Eu, într-un câteva cuvinte, pot să spun că dacă am avea conducători strategii și să nu se încurajeze puturoșe. Bă, să nu moară lucrând aici. Eu nu zic la nivelul numai la oi. Nu găsești ospătari, nu găsești în niciun domeniu. Nu găsești drujbiști, doar avem firme de toate felurile pe aici. Nu găsești în comerț să lucrează vânzătoare, nimic. Stau. Sunt câțiva care sunt cu coloană vertebrală și stau și își văd cartea de muncă.
Ăsta în România și nici nu pleacă, dar în rest dai la unul o turmă de oi, da? Păi, au zis că mă mai contestau, bă, tu iei subvenții și nu știu ce bun. Am zis că vă îți dau animalele mele de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Nu le cumperi tu. Îți dau vacile toate și oile. Și gestionează banii aia de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Curățat izlaz, plătești ciobanii, sare, cât ești la stână? Transport, du-te la deal, cumpără primăvara, ba panouri, ba, le trebuie la oameni cizmi, cu țigări, cu câte nu duci la stână? Acum la stână, să fim serioși, nu mai trăiesc din stână, ce să mai mănâncă la stână? Mai tai câte un miel tu și ăla, dacă nu le place, mai adă-mi mai bine niște cârnați sau salam, știi? Sunt niște chestii, niște aberații și gestionează, cumpăreți cereale, eu de exemplu am vreo 20 de tone de porumb cumpărate, anul ăsta au fost mai scump, na, la un leu l-am luat. Acum nu mă le pot să le iau cu un leu, na. Și calculând toate, fără să-ți cumpere animalele, îl contești pe unul care muncește, bine, ăștia nici, n-au, nici nu le dau importanță la care-s contestatare celor care muncesc. Că am văzut că acum mai nou în România se descurajează munca și se încurajează puturoșii. Eu asta văd eu, ce să mai, eu cresc animale de când mă știu, am lucrat și pe la mine, am făcut și comerț, am avut și magazine și bar și am făcut, dar n-am plecat afară și nici nu plec, acum nici atâta. Dumneavoastră cum vedeți viitorul oieritului? Acum? Păi acum dacă vorbesc acum în momentul acum de față, cât mai trăim noi și câțiva, poate mai este o generație în spatele nostru, nu mă tem că dispare. Dar poate noi mai trăi, nici eu, nici mulți ca mine, să văd ducându-se oieritul pe râpă complet. Deci, bineînțeles, dacă ne mai ajută și ăștia cu alte legi și alte legi împotriva oieritului, și nu știu ce ar mai putea inventa, că a inventat tot felul de ăsta. Mai fac și câte un lucru bun pe aici, pe acolo, na. Acum, cu subvențiile astea, cu ăsta, dacă ești corect, să dau niște bani și eu sunt de acord să muncească, să nu sunt de acord cu ăștia care iau bani pe munți, fără a avea animale, prin diferite șmecherii, mănâncă banii la alții care ar putea beneficia ei de banii aia, da? Nu sunt eu în putere și nici în măsură, doar vorbesc, da? Ar trebui contestate treburile astea și ținute cât mai din scurt. Bă, banii care muncește să se dea pe muncă. Bă, produc mâncare pentru țara asta, îl încurajez pe viață și pe moarte. Eu ca guvern, ca agenții, ca orice federații de oieri, de creștere animalelor. Că dacă i-ai dat un pic de avânt la crescătorul de animale, el și așa are în sânge avântul ăla, din sânge l-are, e născut. Să îi placă animalele, să crească animale și așa mai departe. L-ai mai și stimulat și vede că îl încurajezi și îl chemi un pic la o discuție, îl chemi să mai... Sunt care nu vreau să se modernizeze, dar eu vă spun sincer, eu și nu numai eu, suntem mulți care avem o viziune că bă, trebuie să îmbunătățim calitatea produselor, igiena, rasa și așa mai departe. Că dacă nu ai rasă bună, n-ai rezultate. Cum e chestia aia cu rasă, casă, masă? Cam astea sunt trei care se leagă toate la un loc și dacă nu le ai toate, și căpătezi undeva. Adică, nu, de oierit eu ce să zic, că din punctul meu de vedere, cât o fi sănătos, nu va pieri. Și sunt mulți care spun treaba asta și nu vor pieri, dar la cât sunt de multe, încă mulți ani ori mai fi oi în țară, cu condiția să nu ne dărâme cineva complet, adică să ne-au mai dat niște legi aberante, dar le-am trecut noi, ne-am mai încadrat, altele au fost împotriva noastră și s-au mai reglementat niște chestii, s-au mai trezit, dar... Ce ar trebui să facă oamenii ca să nu se mai accepte asemenea lucruri? Nu știu, noi nu mai putem să avem unitate. Unitate deci noi, și autoritate față noi de... Noi dacă am fi uniți, să avem unitate, nu să ne ducem... Eu am fost și la protestul când s-a intrat în curtea guvernului, atunci poate... O zis că a intrat, că nu a fost nici violență, nici nimic, dar
poate mai aspru trebuie să procedăm. Nu neapărat cu bota, dar dacă ajungi până acolo trebuie să iei și bota, că ați văzut și cu luminițele prin piața universității cu câțiva ani, ați văzut cu luminițe atâtea mii și zeci de sute de mii de oameni, ce-au făcut, da? Au aprins luminițele la ăștia că erau prin tuneric. La ăștia le-a convenit. Dom'le, de ce se duc în Franța și în alte țări când au greșit guvernul sau ceva? V-ați văzut, le-au aruncat cu cișălău, le-au aruncat, au mers cu tractorii. Am văzut. Și atunci unde suntem? Păi noi dacă nu punem piciorul în prag pentru pământul ăsta să-l stăpânim noi și să dăm hrană la poporul nostru în primul rând. Noi dacă nu punem piciorul în prag, suntem terminați. Ăștia câți mai suntem? Credeți că eu n-am trecut prin diferite și acum cu vaccinul ăsta prin la instituții și am zis, dă-mi o lege. Dă-mi o lege sau cheamă poliția să mă lege dacă... Dar tu nu mă scoți afară din instituții. Și am intrat așa în instituții, nevaccinat, pentru că nu-i lege. Deci o iau așa la... Adică tu atâta de tare vrei să mă constrângi ca să mă pun în genunchi. Nu e în regulă. Eu nu căs atâta de marele... O marele dreptății, dar... Bă, sunt niște lucruri care sunt aberații. Complet. Aberații. Eu cum văd ce trebuie să facă oamenii? Oamenii ar trebui să vină să povestească, să întâlnească mai des, să pui piciorul în prag, să fie hotărât, să nu se vândă unul pe altul, să nu-i păcălească unul pe altul. Dacă ei să spun ce trebuie să facă oamenii, sunt multe, trebuie să mă filmați mult timp să vă spun, dar așa, în general, bă, trebuie să punem piciorul în prag, să nu acceptăm orice. Adică eu care muncesc și îți produc o hrană ca la o, pentru oameni și cât e de sănătoase produsele astea, cât e de sănătoase produsele astea și astea. Bine, nu acoperim o are așa de mare de produse naturale, tradiționale, da, dar sunt oameni care vreau să se hrănească cu produsele astea. Și măcar alea să le găsească, aia care vor asta să găsească. Nu sunt împiedici timir cine de prin guvern sau se scoală unul într-o noapte dimineața cu câte o prostie, că au făcut niște prostii prin niște legi cu concesiunile și cu asta de cu câțiva ani în urmă de doare capul. Pe arendare, prin chiriere, pășuni, pe ăsta niște aberații de te durea capul, când nici nu puteai să le deslușești, când, cum au putut debita. Asta înseamnă să nu cunoască munca din teren. Deci, bă, să fie acolo în punctele chei, bă, nu ministru, dar să fie secretar de stat, consilieri de pe acolo, bă, să fie din 20, să fie 5 care știe ce înseamnă oaia și pe unde o să o caute de pulpă. Sunt care nu știu. Pe ea de oaie cornută, au fost și pe la mine. Ce berbec frumos aveți. Doamne, berbeci sunt treaba lor, de soi, cornuți. Dar asta e realitatea, nu-i... Ce să mai discutăm? Și era pe niște funcții pe undeva, știți? Băi, omule, deci, mai bine taci. Eu unii nu mă pricep, tac din gură și cer părerea specialiștilor, știți? Am nu știu, în forma asta nu o să mă creadă nimeni și vorbesc pe la... De acolo, da? Sunt mulți mai năcăjiți ca mine, poate și mai sus ca mine, nu sunt năcăjit. Eu mulțumesc Dumnezeu, nu sunt năcăjit. Mă bate Dumnezeu dacă sunt năcăjit. Am sănătate, uitați-vă în spatele meu, am... Astea mă... Vă spun că mă relaxează astea. Ca și cum ați merge la psiholog. Deci ascultați aici, când vii de undeva stresat, mă duc cu hârtii, cu asta sau la finanță, te cheamă pe oriunde, bă, și vii nervos, că nu merge aia și nu merge aia și nu merge aia. Vii la deal, găsești câinii, vin câinii mei când vin la deal, vin în jurul mașinii. Eu le aduc ori resturi, ori pâine, încep a te linge, a sări pe tine, e gata, ți-o luat negativul din tine, l-o dat de parte. Sau te duci dincolo în trioi, ți-o fătat, vezi miei cum sar, cum... știți cum e, orice animăluț sau copil mic, e foarte drăguț. Și vin la ele, le văd așa că mănâncă, deci eu, și dacă oi ajunge bătrânețele, și dacă țin zeci acolo, prin câțiva metri pătrați, nu mă las. Astea te relaxează, deci pe alții poate, nu știu, care sunt pasionați de oi sau de vaci sau de orice animal, care sunt pasionați aia, animalele lor sigur nu-i enervează sau îți creează nervi. Îți creează nervi lipsa de forță de muncă, îți creează nervi sistemul în care trăim și birocrația și prostia, asta îți creează nervi. Ele nu se fac nervi. Ele le-ai închis în coșare acolo, săracele stau. Dacă te-ai dus pe deal cu ele, ele mănâncă, doar altceva nu fac. Nu-ți fac rău. Nu te bat.
nu te fură. Sunt la dispoziția ta ele. Deci tu cât ești de credincios față de ele, de tine depinde. Dumneavoastră faceți politică? Am fost și consilier local. Și acum nu mai faceți deloc? Am fost consilier local în vreo două mandate, dar nu vă spun că am ridicat-o mie de probleme, cel puțin pe agricultură. Acum, care știe, din comună și președinte de asociație, am fost vreo 10 ani, 12 ani. Am avut stânile noastre, avem proiecte cu stâni modernizate la nivel de comună, am făcut centre de lapte, deci sunt multe activități care le-am avut. Am lucrat și voluntar vreo 2 ani, mai 3. Politică nu mai trebuie. Am fost consilier, orice probleme duceai. Acum ai lăs liniștiți la nivel de comună, n-au nicio treabă, sunt paralel cu oile, cu vacile. Mă duceam, eu aveam probleme tot timpul. Adică probleme eu le aduceam din comunitate, din consiliul local. Știți? Da, vă interesa ce zic oamenii. Eu n-am făcut neapărat politica unui partid, am făcut politica comunii mele și politica noastră a oamenilor. Adică eu îi reprezentam pe o latură a oamenilor care m-au votat și m-au trimis și le reprezentam interesele lor. Nu făceam politica partidului, cum se zice. Că dacă aveam probleme în partid la nivel de consilier și de primar sau ce aveam în partidul nostru, eu le spuneam de-a dreptul, dar mi-am mai meritat soarta. Când spui dreptatea, de mai lucră băieții pe la spate. Asta e. Dar am rămas în picioare. Mi-am cerut drepturile și nu m-am lăsat. Că dacă mă lăsam, nu-mi știți trecutul, nu? Colegii care sunt aici știi câte război am purtat eu la nivel de comună pentru dreptate, numai și pentru a pune lucrurile la punct. Dar când s-au unit și politicul și cu clasa de jos și s-au mers pe o mână așa prin spate, au reușit de multe ori să destrame și s-au construit în ani grei și vă dați seama, lucram organizat, aveam birou, colectam laptele organizat, cisternă, aveam mașina noastră, deci erau niște chestii, mai niște proiecte, mai... S-au dus. În fine, acum alea sunt trecute, trebuie să vedem înainte ce să, de acum ce se poate face. Ce să zic? Să dea Dumnezeu sănătate, atâta tot. Sănătate de restul vă ocupați. Eu ce să zic, către ăștia care fac legi și se ocupă de, așa a zis, că se ocupă de noi. Bă, dacă nu ne-a ajuns, măcar nu ne încurca. Bă, nu te pricep deloc. Lasă-mă în pace. Dar nu mă încurca. Că la noi asta e o problemă. O, dacă merge ceva sau... Oare ce aș putea eu face ceva să mă dau interesat? Dar de fapt eu îl încurc pe ăla. Dar el nu știe. Numai în subconștientul lui poate realizează că îl încurcă pe respectivul. În domeniu. Vii tu și îmi povestești. Da, suntem crescători de animale. Sunt tineri care vin prin familii de voieri și s-au format și mai deștepți și fac legătura între practică și teorie, bravo lor, și asta ar trebui să și promovăm. Noi promovăm, v-am zis, poșete și unde au fost ăla în Dubai sau pe unde Dumnezeu să mai plimbă ăștia. Nu. Ce să-i face? Da, înainte, nu trebuie să... Încă un sfat pentru tinerii care vor să înceapă să crească animale. Ce sfat să le dau la tineri? Trebuie să fie prima dată să aibă dragoste de animale. Deci primul lucru, dacă are o înclinație către animale, să se apuce. Va fi greu, un an, doi, trei, dar prin ambiție, la vremurile astea, acum, se poate trăi din animale. Se poate trăi. Deci ne bate Dumnezeu dacă zice că nu se poate. Este loc de mai bine, dar au fost și vremuri mult mai grele. Eu n-aveam subvenții și ăsta și tot țineam oi și vaci. Și dădeam la diferiți procesatori laptele și nici azi ziua n-am mai văzut bani. Am trecut și peste astea și peste astea. Eu asta le-aș zice la tineri să... Eu zic ca să aibă o stabilitate familiară prima dată. După aia, financiară, și să stea pe pământul românesc acasă, să sară să-și vadă familia, copiii, aș zice să o ia aici în țară, că vedeți familii destrămate din cauza plecărilor. Se duc afară, vin șubrezi de bolnavi, nu toți, dar mulți. Și atunci
Eu văd prin asta, prin creșterea animalelor, acum, în momentul de față, tinerii, dacă s-ar instala, instalarea tinerilor, să-i ajute autoritățile, toți factorii responsabili, să instaleze, care au și înclinații, vă spun, își fac și familie frumoasă și muncesc pentru ei. Eu asta le-am spus la mulți. Bă, munciți pentru voi, mă. Munciți pentru voi, mă. Bă, e greu azi, e greu mâine, e greu poi mâine, dar vine și soarele, mă. Îi ploaie, ploaie, vine și soarele în grădină la tine. Și asta le-aș zice, să nu ia drumul străinătății toți și ca să aibă o liniște sufletească și familiară și financiară și orice. Deci, bă, ai niște bănuți, ți-ai pus acolo. Acolo ți-i familia, nu ai bancă, ăștia pe afară să mai duc săraci. Alții o duc bine, alții vin acasă, nu-și mai fac casă, nu mai au masă, nu mai au copii, nu mai au femei, nu mai au nimic. Că așa e, realitatea. De ce să nu zicem că... Și distanța pe mulți o despărțit, că bă, nu-i tot una când te întâlnești cu familia în fiecare zi, te culci, te trezești lângă ea sau, da, când mai ești în munte, mai stai o săptămână, două sau cât stai, da, ești acasă. Asta eu pentru tineri nu îndemn pe toți să facă, că se bage în gunoi, cum zic. Că mi-a zis cineva că ai să mori cu nasul în gunoi. Bun, tu cum ai să mori de foame, că n-are nimic respectiv. Hai să mori de foame și hai să fii un cerșător tot timpul. Eu îi mări în gunoi. Dar până mor, măcar lucru pentru mine și... Nu, eu nu pot zice că la momentul de față sunt lucruri de îmbunătățit în agricultură, în creșterea oilor, animalelor, dar nu putem să dăm cu piciorul să spunem numai că nu-i bine și nu-i bine. Deci sunt și lucruri bune. De ce să nu zic? Subvenția, prețurile au început să se mai reglementeze, lumea a început să mai consume românește și să mai îndreaptă către noi la o starcă, la o reformă de astea. Eu vă spun, n-am avut pe cât mi-au cerut toamna și destul de bine, îl dai cu 15, cu 20 de lei carcasă, bă, pentru moment e bine, nu că e suficient, dar nu-i cum a fost cândva 100 de lei o oaie. La ora actuală o oaie bună sunt 600 de lei noi. Bine, pe aici sunt puține pe zona noastră. Dar dacă te duci la oieri încolo, pe zonele alea unde sunt oi, 600 de lei în sus, poți lua o oaie bună, să zici. Bună. Da. Pe lângă asta se mai poate face câte un chef. Nu deranjezi pe nimeni pe munte, am avut musafiri de munte, au venit, au dormit acolo la stână, au vrut să stea în gunoi, au vrut să mulgă. Haideți, măi, să simțiți-vă bine. Vă zic că de la Timișoara erau stați la oraș, vă dați seama. Și nu numai aia. Nu o să uite, cât trăiesc ei. Nu uit aventura aia. Cât trăiesc ei, toată viața. Cu iapa călare și cu jeepul i-am urcat și au venit pe jos și au pus ei acolo în întuneric tot. Bine că avem panouri solare de astea. Dar vă spun, care mi-au călcat în munte și ăsta, țin minte că lumea e sătulă de aglomerații și de... forfătă. Nu-ți pot spune cât de mult se bucură când sunt într-o zonă atât de diferită de aglomerații, de zgomot, de poluare, de etică, etică. Și noi avem, mulțumim lui Dumnezeu, că avem zone în România unde putem primi oaspeți prin toate pădurile și munții ăștia noștri și să și îndreaptă tot mai mulți pe zona de munte, se relaxează. Băi, trebuie o căsuță acolo să n-aibă lumină, nimic. El vrea să se simtă în libertate și în liniște. Să mănânce ceva bun. Sunt multe lucruri, deci care vin și sunt interesați, vă descoperă lucruri sau mâncăruri aici care niciodată nu le-au văzut și nici nu le-au simțit gustul, știți? Și aia îi marchează pe viață. Băi, dacă nu se mai duc anul următor sau... Băi, am fost în anul ăla într-un loc și am mâncat aia și am mâncat... O ține minte toată viața. La morg și-o luat o poșetă, sau cine știe, uită, că mai este un mol dincolo și altceva. Și până la urmă, cine trebuie nouă? Aerul ne-l dă Dumnezeu, da? Este păpica, e primul, și apa. Apa avem aici în munte, că nu știu dacă mai sus de munte te poți duce. La Dumnezeu atâta, dar nu a ajuns nimeni. Deci mai sus de munte... N-ai cum să ajungi. Și asta zic, aici găsești tot ce vrei. Din păcate nu-i promovare și nu-i interes. Care ne zbatim așa și ținem, da, ne place, ținem la munți,
vrem să ne dezvoltăm, vrem să-i ținem populați. La noi e un caz fericit aici în comună, că sunt populați toți munții. Deci sunt animale pe toți munții, dar sunt zone unii părăsite. Au fost 7-8 stâni, mai sunt 2. Ăla cei. Și atât ai bine încă, cât mai găsim oameni. Când ori coborâ oamenii din munți și se deva popula munții, eu, poate noi mai prinde. Nici nu sunt așa de bătrân să zic, dar dacă se depopulează munții, noi ca țară, nu-i gata, ne pierdem identitate tot. Și așa suntem furați din toate pozițiile. 30 de ani eu furat, da? Un bătrân a zis că nu, mă, de 2000 de ani România e furată. Da, și dacă facem așa, dăm înapoi timpul, are dreptate. Și încă mai este de furat în țara asta. Atât ai de bogat. Din păcate, na, asta e.